albastre cu roșii uscate și sos pesto. Foarte bun, pare interesant. Puține ingrediente, ușor de făcut. Punem pastele în apă și le fierbem, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Tăiem un ardei mic și îl punem peste roșiile uscate, conservate în ulei. Tăiem roșiile astea cu chili în bucățele destul de mari, așa. Acum, într-un blender, facem sosul pesto. Punem toate ingredientele cu puțin ulei și mixăm. Pe urmă adăugăm parmezanul și mixăm încă o dată. Scoatem pastele că s-au fiert, se scurg, iar acum într-o tigaie punem uleiul ăla de la roșii cu roșiile, chiliul inclus, și pastele le învârtim puțin, după aia oprim focul și punem sosul pesto. Mai învârtim puțin și gata, acum punem într-o farfurie și ne grăbim să mâncăm, să mâncăm pe jos. Mai punem puțin parmezan și puțin pesto. Nu puneți foarte mult, că poate să devină puțin amar. Gata, poftă bună!